împărate al viacurilor și făcătorule a toate, cel ce mai învrednicit ajunge până în acest ceas. Curățește smeritul meu suflet de toată întinăciunea și iartă-mi păcatele pe care azi le-am săvârșit. Luminează haina inimii mele cu bunătatea ta și dă-mi să am o noapte liniștită și fără gânduri rele. Fii mie sfetnic și apărător în săptămâna care vine și fă ca pașii mei să se îndrepte cu credință către tine. Dă-mi speranță și ajută-mă, chiar și atunci când în jurul meu totul pare să se clatine și nu văd nicio cale de ieșire. Călăuzește, Doamne, zilele mele prin sfatul și cuvântul Tău, că Tu ești bucuria vieții și siguranța mea. Amin.